Casa Fetelor, pe la ora prânzului, de a iniția o discuție, punând accentul pe ceea ce se cuvine și ce nu. Să zic că eu sunt băiat și te invit pe tine la o cafea, nu mi se pare normal să-ți plătesc eu cafea, adică să plătim bara-bara. Și tu ești sănătos, adică în calitate de ce mă chem să bem o cafea? Da. Vrei să mă cunoști și să încercăm să avem o relație? E normal cine face invitație să plătească. În primul rând, da, și în al doilea ești bărbat, adică trebuie să-ți permiți o cafea măcar. Nu cred că ar trebui să plătească el sau ea neapărat, ar trebui să fie undeva la egal. Am ieșit odată cu un băiat și mi-a plăcut așa de el, cum arată fizic. Dacă ne-am văzut, mi-a dat seama de caracter cât de cât și atitudinea pe care a avut-o, nu mi-a plăcut. Pentru că am ajuns acolo, ca și paranteză, n-am ieșit niciodată cu cineva dacă n-am avut bani. Da, și eu la fel. Și am ieșit cu el acolo, am băgat amou și face, dar știi, eu am bani doar pentru mine să-mi plătesc. Ce mă? Este ok. El plătește odată, ea plătește odată, el plătește odată, ea plătește odată. Să fie un fel de echitabilitate între cei doi. Zice, am uitat să-mi iau țigări. Dă-mi și mie, te rog, că mi-a fumat un pachet de țigări. Oh. Cu toate că puteam să oprim la benzinărie, să-și pună benzină, să-și ia țigări. Frate, puteai să spui de la început că poate nici eu n-aveam, poate n-aveai nici tu bani suficienți, nu știai ce-ți comand și trebuia să te ajungi și pe tine. Sunt sărac! Glumesc. Sau poate eu n-am venit cu bani la mine. Da. Ce? Eu m-am încadrat în suma mea, să zicem, ce-mi comand. Dacă tu nu aveai destul, ce făceam? Rămâneam la spălat vase? Important ar fi să fim fericiți, să mă respecte, să mă iubească și atunci fac orice pentru ea, nu se pune problema. O astfel de problemă merită studiată cu atenție. Și cine ar putea da răspunsul cel mai bun dacă nu mamele? Căci experiența le recomandă din plin. Dumneavoastră, la prima întâlnire, dacă vă invită un bărbat, cine trebuie să plătească? Cel care e invitat. Bărbatul, normal, că doar nu fata. Nu, eu zic că bărbatul, cum să plătească fata? Ei, dacă l-am invitat eu pe el, plătesc eu. Nu. Evident că el trebuie să plătească. Ai mă, și ce bărbat e ăla care se lasă invitat de femeie? Eu mă ridic să plătesc, dar tu ca om... Eu zic că bărbatul. Asta e și părerea noastră, dar de multe ori se interpretează de anumiți bărbați că dacă îl lasă să-mi plătească o friptură și o apă, zice că suntem pe interes. Păi asta e interes? Ne-am descurcat împreună și sunt sigur că banii se vor face. O masă, eu nu zic că interes. Păi asta, dar acum așa se crede. Consider că e o muncă în echipă. Ai tu un leu, am eu un leu, ce putem cumpăra de doi? O pungă de pumuleț sau două? Putem să muncim amândoi și să ne facem absolut tot ce ne dorim. Asta ține de educație și de creștere. Asta e educația. Dar dacă dai peste un bădăran care te scol tu ca femeie, scoți portofelul și plătești, lasă-l, mamă. Da, astea au fost aplauze pentru doamna Ioana. Da, bun, e un subiect de discuție și sunt convins acum, la modul cel mai cinstit, cred că fiecare dintre noi, de fiecare dată când a fost pus în fața unei prime întâlniri, și-a pus problema, ok, cine plătește? El, ea sau nemțește? Cine, care dintre voi a plătit prima dată la prima întâlnire? Ați fost puse în situația asta? Eu. De asta am și deschis subiectul. Tu, pentru că tu l-ai invitat, tu ai insistat sau? Am fost invitată și am fost în situația în care s-a întâmplat odată să mergem la o cafenea și era un bărbat la casă și amândoi am întins cardurile și bărbatul mi-a luat mie cardul din mână, mi l-a luat așa, hai, plătește. Bun, asta să spunem că era, a fost vina vânzătorului. Da. Dar cum s-a întâmplat la întâlnire? M-a invitat la întâlnire și când... a fost să plătim, mi-a scos portofelul să plătesc și s-a făcut că plouă și eu am plătit. Na. Și la tine, Izabela? La mine mă tot invitase de ceva timp să ieșim la o cafea și nu am avut timp și am tot promis că o să ieșim și mă simțeam cumva vinovată și nu l-am lăsat să plătească. A, nu l-ai lăsat tu? Nu. A insistat? A vrut să plătească, însă nu l-am lăsat. Am zis că eram datoare cu o cafea pentru că am refuzat de atâtea ori. Și intuiția ta ți-a spus că bine că l-ai refuzat, că nu era ce trebuie. Da, doamnelor, când v-ați cunoscut partenerii acum foarte mulți ani, sigur că vremurile erau altfel. Acum 20, 30, 40 de ani nu se cădea ca o femeie să plătească... Nici nu se făcea. Acum... asta e, oamenii sunt moderni, plătesc nemțește sau chiar și femeile.
De ce a spus aceea cu mai bine lasă-l? Păi nu mi se pare normal, adică tu ca bărbat trebuie să fii cavaler, nu? Chiar dacă nu o cunoști pe fată bine, tu ai, vrei să faci, să ți-o apropii. Adică cum o lași să plătească ea? Mi se pare super... Bun, acum sunt și o mulțime de feministe care ar fi, cum să spun, jignite să li se plătească lor consumația. Bun.